Bună ziua! Pace! Mai cu putere, că nu te audi nimeni. Pacea Domnului! Ce ți-e somn? Nu. Da? Nu, am fost și eu așa dusă de acasă. Mergem un pic la plimbare. Cred că mai mult la plimbare. Dar nu știu, vedem. Angie vrea să-și cumpere. Ce se va cânta tine? O tripulică. Angie vrea să-și cumpere un... Ce era, Angie? Dulăpior? Un dulăpior de la Emax. Și mergem să vedem, i-au găsit pe net. De ce nu-i intrat aici să vedem ce? Bine, zis că mergem la metro și la Emax. Mergem să vedem dacă găsim. Eu vreau un capac pentru tigaia care am luat-o la bunica lui Anci. Trebuie un capac la ea, că nu avea. Să văd dacă găsesc. Facem puțin aici. Natalia noastră e mai bine. Bate soarele, de să vedem soarele. Dar să văd. Numai o vomitat. Numai o doare burtica. Natalia, te mai doare burtica? Ok. Aseară ne-am pus... Unde mergem? La Mermax, Natalia, acolo, acolo unde se vinde mobilă, mai știi? Nu la Luci. E drumul care merg la Luci, dar nu dar chiar. Nu merg la Luci. Aseară m-am pus cu Natalia și ne-am rugat la Domnul Iisus, nu Natalia. Ca să nu mai te doare burtica. Și astăzi nu mai doare burtica. Faceți și voi cu copiii voștri tot la fel. Ca Dumnezeu să le dea sănătate și nouă iară. Am citit pe net că e destul de rău în țară și nu numai în țară, peste tot. E epidemia asta urâtă de virus, nu știu ce virus e ăsta, cu enterocolită, care se manifestă cu diaree, cu febră, cu vărsături, cu dureri de burtă, toate le-a avut Natalia. Și mulțumim la Dumnezeu că noi nu am ajuns în spital, că mulți au ajuns în spital, cu perfuze și cu tratament. I-am dat și eu tratament la Natalia, dar n-am mers la niciun doctor. Am știut ce să îi cumpăr, i-am cumpărat. Era doctorul, nu, era duminică când m-am hotărât să îi dau ce i-am dat. Și n-am mai mers la doctor, am mers la farmacie, am luat eu. Și mulțumim la Dumnezeu că Domnul a lucrat și e bine. Dar cum am zis, vă îndemn să vă rugați împreună cu copilașii voștri pe genunchi și Dumnezeu lucră. Ți-am minte când era mic, cam tot când Natalia, am avut o durere mare de ureche. Și s-a pus tati cu mine în genunchi, ne-am rugat și m-a trecut durerea de ureche fără niciun medicament. Ți-l uite, mami? Și plângeam că mă durea urechea. Nu mi-a ținut minte. Mă, uite, tati, ține minte. Big
ca Maiurea. Trebuie să mă duc până în capăt la sensul girator, să mă întorc, să mă urc pe partea aia altă. Nu a făcut bine treaba asta, să nu ai acces. Dacă ar fi făcut cumva de desubt, acces să ai, să merg pe partea aia, așa trebuie să merg până în capăt la sens. Și mulți nu mai merg ei până la sens. Să risc aici. M-am riscat și eu altă dată. Este aici o bucată de pământ, nu-i parcare. Și m-am băgat pe aici și m-am întors aici. Foarte riscat că e mare aglomerație. Vă mulțumesc pentru gândurile frumoase, pentru fetița mea. I-ați rugat de sănătate, ca să treacă murtica și Dumnezeu a lucrat și a trecut. Mulțumim lui. E bine, fetița mea. Mănâncă. Nu mai are niciun simptom. Are energie. Uite la Domnul. Trebuie să stau în sens. Unde-i GR? Da. Abar n-am unde-i GR. Mami, tu știi? Nu. Chiar nu știu unde-i GR. Nu-mi vine minte. Obraznic, domnul. Trebuie să stau sens. Să-l modernizeze. Păi, eu știu ce fac. Ok. Mami, ține de volan. Avea bunica mea o vorbă. Când era e frică. Pe câți boi? Bă, câți boi să facă treaba aia? Când îi spuneam, Rozi, nu te pune boiler în priză. Și era întrerupătorul de la boiler. Nu făcea, nu făcea contact cu trebuie și făcea un pic de flamă. Și era frică la Rozi, la bunica mea. Și spuneam de ăștia care mere, Rozi, nu te pune boiler în priză. Eu, bă, câți boi? Și nu de-a. Am o filmare cu bunica mea, unde se vede bine ea. Când a născut Alisa. Da, când s-a născut Alisa, nu când a născut când Alisa. Când s-a născut Alisa. Când s-a născut Alisa, acum... Acolo vorbește bine. Da, 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 și se vede bine. Câți ani îți mamă? Câți ani are? Da, 27, 28. 28, 29, da. De încolo? Păi în metru aici. În metru. Oh, Doamne, m-am luat după tine. Era numai fain. Bă, câți boi, exact, acolo era intrarea. Măi, acum mă bag în pensilărie. Hai. Nu, nu, nu. Stai.
acolo merg. Pot, dar vreau să-ți arăt. Iară vrei să merg pe aici? Nu, ia că. Ce? Ce fac? Păi nu știu ce. Da, mami, da, da. Ai grijă? Am grijă. N-am voie, ce-a făcut? Păi știu că... Uite, mă duc să nu știu că porumbul, dacă nu este... Ploaie? Ploaie. Păi a fost, nu? A fost, dar uite... Ești tânăr. Nu e voie. Stai, stai, stai. Ia ca așa. Ce cu zgura ta. Ia ca așa. Aici e meu, Max. Aici, lângă metro. Acolo e metro. Și înainte de metro e meu, Max. N-am merge să vedem ce găsim. Poate găsesc și capac aici. Ia ce bine aici. Pe aici, mamă. Pe aici? Da. Aici e fain că răcoare. Au climă, au canapele. Tintinci. Și faci o pauză. La Mömax. Numai nu-mi place că este muzică. Și trebuie iară să o acopăr. Cu muzică pe ăsta. De-abia ne mai înțelegem după aia. Unde e Angie cu Natalia? A, ah, nu le așteptăm. Ce? A, ah, e cu vreo 2000 de euro, cam așa. Vrei să vezi? Hai să vedem cât e. Canapea, 6900 aproape. 6900 de euro, 2 euro de lei. Aici, 7. Cât e? 1000, e 5000? Asta cât e? 2000? 1000 și aproape 500 de euro. Hm? Asta e mai scump, pardon. Mai scump, e 73.000. Ce e mai scump pe caia? Nu știu. Caia e mai mare. La tine se-a făcut, bine? La mine? Da, da. Dacă e în formă de U. Și asta acolo la... La... De bani. Vezi ce fain e canapeaua asta, că e așa, mami. Știi? Nu e ca noastră, că... Vezi, poți să te lași un pic pe spate, să te relaxezi spatele. A noastră e dreaptă la spate și atunci nu poți să stai controlul. Asta-i faină. Și asta tot așa la fel. Așteptăm pe Angie. Uite-te copilașul ăla care... Eu i-am crezut că e copil. Crede-mă, și eu am crezut. Am crezut că e copil. Asta să vi-l arăt și vouă. Angie, eu am crezut că e copil acolo și eu și mami, uite. Angie, mare că e tata ta cu aia. Da, poate să ude canapeaua. Aha. Îmi place că e televizor acolo. Da, ai pus pe masă, bravo. Ce fain este la fata mea. Cât e ăsta, Angie? Îmi place. E 1000 și ceva de euro. 5400. 5500 de fapt. Uite-te aici, măi. 5800, dar uite, e redus, mami. Da?
canapea modulară. Nu știu nici de ce. Spre să se exagerați, din lumea asta. 2000 pentru pantofi? Da. 1000 de lei. Lasă că fac 4 scânduri, le bat, le șlefuiesc, le fac cu boxaj și e mai ieftin. Le pun și picioare. Am venit cu pantalonii care am fost acasă și sunt un pic împutat. Frumoasă, asta e frumoasă. Dar e model, nu e natural, nu e lemn natural. 2800. Nu hai închide înapoi, Natalia. E-i frică. Mami, hai să-ți arăt ceva, hai. Pentru bucătărie? Aha. Robinet. Chiar e fain asta, uite asta. Uite-te, vezi? Da. Și uite-te aici, vezi? Aici apeși și îți face cu jet sau jet sau așa. Înțelegi? Îți dă posibilități. Cu 400 de lei. 419. Bine, 419. Mi-e dă la 400. Din asta avem acasă, la mine, în bucătărie. Mami, hai să mai vezi! Mami! Te cam tras în futurul! Care e fixat! Nu ți-ar plăcea? Da, e adevărat! Păi și pe ăsta trebuie să-l bagi înapoi! Nu? Așa avem noi acasă, Angie, exact așa. Oh. E alb, dar nu e. Sau mai e flexibil asta. Nu e așa scump la cu 400 online, am văzut mai scump. Asta nu, e pentru vase, dragă mea. Ca să scurgă, să picură apa. Și eu nu pot să pun pentru capac, așa? Nu. Pot să pun, pot. Dar unde vrei să-l pun, în dulap? Da. Aha. Bag așa, așa e dulapul meu. Ok. Și aici pun capacele. Nu știu, trebuie luat un capac și încercat, mami. Păi tu te iau un capac. De unde femeia asta aici? Eu am văzut. Unde? Aoleu, așa în spate? Nu stă. Ai văzut? Ce bine că ai testat. Nu mă lăsăm fără capac. Acolo e ăla. Fainuluță. Uite ce fain e asta, să pune așa la masă. Așa-i? 1100 de lei.
de astăzi, faine. Angel meu se vadă de dulap. E mic. E mic, mă, mic. Lasă că să uite ea. Noi mergem să vedem de oale și capace. De aici am luat rafturile alea unde ține mami legumele. Dar ne-au costat în jur de cât? 4 milioane? Nu mai 400 de lei. Că trebuie să luăm și lădițe ca să intre înăuntru. Mă duc să mă uit la capace. Unde sunt capace? Capace soale. După pauză și doar după. Am găsit capace cu 35 de lei, dar mie îmi trebuie mai ridicat, mai adânc, sau cum să-i spun, mai ridicat, nu mai adânc. Ok, haideți să vă arăt grăpiorul ce o la tangi. Acolo, toate respirate acolo. Și acolo în colțul ăla nu mă super intră. Angie, da, e 40. Da, nu mai bine intră acolo. A, dar ușa asta nu-i mai a lui. Nu, numai atât cât e deschis. Da. Și nici ăla de sus. Nici ăla de sus. Ăla de sus, dacă vrei, te costă cât e, da, cât e jumate de întreg. Atunci lasă-l aici. Nu lasă aici. Asta le-au, ăsta. Păi, ăsta luăm. Da, ăsta luăm, numai ăla de sus. Am spus și eu că nu se justifică, da, prețul. Hai să vedeți aici. Și uite, ăsta care are 30 de centimetri. E mai scurt, e tot atâta. Uite, dai seama. 350. A fost mai scump, 449 ani. Da, a fost mai scump și acum e la reducere, știi? Interesant. Hai, arată ce ți-ai luat și tu, doamnea. Doamnea bunica. Ce ți-ai luat? Mami! Mami! N-auzi ce zic? Acolo în față trebuie să merg. Arată lingurile. Da, vreau să... Scuze, mă, puțin, vă rog. Lasă să le arăt acolo. Așa, și creion, și notițe. Mami, le-ai întâmplat. Ce? Nu, hai să vezi ce ți-ai luat. Asta e pentru prăjitură. 5,50 lei. Da, da, atât. Da, 5,50 lei. Știi? Și-s faine și astea. Oameni, atât te avem. Ai zis că e la marci. A, am uitat. Uite-te. Da. Marci mecanică meu. Cum sunt alea de inoxe și alea sunt astea. Da, mami. Să iau și din astea. Tot același preț. Mami, e plin sertar de... Știu, dar eu vreau astea așa, garnitură. Nu, dar și eu nu mai înțeleg cum merge lumea asta. Dar dacă avem acasă, după ce îți mai iei? Fiindcă nu-mi plac. Natalia a făcut așa. Cum? Oferat ca melodia de la Memax. Cred că da. Eu oferat exact ca melodia de la Memax. Cred că da. Parcă nu, astea nu se poate fără astea. Păi, le iați atunci 6-6. Nu, da. Ori așa, ori niciuna. Ori niciuna, da. 6-6. Da, 6.
că e plin fuiocul, nu mai așa unde să le arunc. Ia așa. Păi 6 cu 6 e 12. E număr, număr rotund. Două și patru prea mult. Dacă n-am avea, aș mai zice. Uite, Angie, asta e faină pentru pâine. Eu, da, nu știu, nu. Nu, aia nu. Asta. 100. Hai să mai arăt și din gurile alea care. Care? Stai, așa-i? Dar 24 de lei una. Nu te-am plac, prea extravagant. Astea nu-mi plac. Vezi? Astea nu-mi plac. Prea mare. Mai fain sunt astea pentru mine. Că poți să folosesc și să strângi în jurul. Le-am folosit. Nu îmi place mie. Deci eu am serviz și eu acasă și m-a luat și Carmen, diplomatul ăla. Dar totdeauna astea scurtate în toate părțile și rămân cu alea de plastic al lui Natalia. Plastic. Asta-i fain. Pentru fructe. Da. Uită-te. Nu? Eu și asta face urât. Nu-mi place. Hai. Da, salam. Da, mami, ăsta? Mami? Handmade. Auzi că e făcut de mână. Unde a fi făcut în China. Acolo e lucru manual mai ieftin. Uite-te, mami, placă pentru tăiat. Dă, e faină, e... Super! E, wow. E de marmură. Și cât e? 87 suportul, nu? Asta e? Da, da, 80 de lei. Trebuie să mă uit mai bine, că nu văd. Farfurie platou, asta să fie. 30 de centimetri, da. E faină. Asta mi l-ar plăcea. Asta ce preț are? A, e la mare. Știu. Vezi că-s două bucăți să nu le spargi. Știu, sticlă. Dar asta e mic. Când ai așa o felie de prăjitură, ceva, știi? Asta e deja moft. Ai găsit? Mami, vrea Natalia să arate ceva. Astea nu le vreau. Uite, am luat. Mami. Dar asta cât e? Nu știu. Uite-te, asta e fain. Ăla nu. Asta mie nu mi-e place, că e prea mic. Pentru... Păi, dar eu am pentru... Avut. Pentru... cașcavale. De o țighe. Să pui pe masă și untul de capră. Acolo. Nu, avem pentru unt. Fain. La sfârșit. Uite, Natalia. Se sparge asta la noi. Astea? Astea? Ok. Nu mergem astăzi acasă? A, trebuie să mă duc și la... să iau capac. Hei. Este cu 80 de lei la Selcuros. Uite, dar ce? Ce? Avem, nu? Din aia dublă. Astea-s grele? Nu știu. Da. Din alea grele. Uite, dar ce gândesc că mă trebuie mie. Asta poți să pui din aia termorezistent. Nu vreau. Ah, ce bine. Da, mai fain e uita aia. Vrei să mă arăt eu ce-mi place? Sau... Vrei să-ți arăt? Ce? Hai să vezi ce-mi place mie. Carmen, tu nu vezi. Da, Carmen, închide ochii. Închide ochii.
Doamne frezi, dar ce e asta? Și uite, la curent. Îți cum curentul mamii, ce vrei? Super. Dar bunica lui Andrei ar place așa ceva. Păi da, are. Din asta? Serios? Da. Uite, Andrei, lasă-te acum, nu te uita cu alea. Hai, găsă ceva. Stai. Ce-am găsit? Natalia. Din asta îmi trebuie mie. Natalia. Bombă! Știi pentru ce e asta, Daci? Pentru ceapă, să tai ceapa. Și cât e una? Trebuie să vezi. 30. Întoarce. Să știi că îmi iau. Întoarce de ele, așa. Dar nu-i mai faină aia întoarce. Care te apeși pe ea. Aia trebuie să o bagi în priză, până ce o bagi în priză, până ce apeși pe buton. Așa mai bine trag așa și ciupă. Bombă! Ia ea un punct, îmi iau una. Acum, lasă-i și face poc. Nu, Natalia, ăsta e ceas. În bucătărie. Chiar am nevoie de așa ceva. Și una, două, să taie ceapa. Da, și... se poate una tu și eu nu. Vrei și tu una? Da, no, Tami, te mă pare. Nu mai pot. N-am înțeles. Vreau acasă. Iar n-am înțeles. Uite, ăsta e ăla care zici tu. Aaa. Vezi? Și ăla cât ești? 80. Are plastic. Și tu încep, Natalia. Deci plastic. Așa e cătică. A, am înțeles. Nu-i de calitate. Asta e de calitate. Și tu încep. Las că avem acasă. Alo, uite ăsta. Da, avem acasă. Stai, deci plasticul ăla nu-i jos. Nu știu cum să-l desfacem. Ăla e pentru protecție, înțelegi? Dar nu știu cum să-l desfacem. Pune-l în priză. Da. Dar nu e mai bun ăsta, da, și uite, care e din ăsta, din, de fier. Păi și el e de fier. Nu e de fier. Și s-a uitat când a te faci. Și uite, așa, vezi? Și uite ce a scuțit lui. Vezi? Acum aș fi, nu? Eu să mă tai. Mami, până tu instalezi, dezinstalezi, ai tăiat ceapa de două ori. Taie ceapa ta, cum știi. Cum știi tu, în mână. Da. Ei. Da, da, ai văzut cu tâi lacrimi și... Să doare. Vreau și eu, doamnă. Eu m-am luat să fiu doamnă. Da, păi ia și mie. Ești tu, nu? Da. Vezi, caută, verifică ce are, să nu aibă ceva. Și din asta ne-a trebuit un mixer. 59. Trebuie să văd câțiva țare. Să nu te tai, mami. 250 de bat. Glumă. Nu, bine, hai. Cât acum... are 250? Da. Nici măcar 300 n-are. Mergem? Mergem? 50 de lei? Pune-ai înapoi. Da, dar e slab, Angie. Aia o pui înapoi, că nu luăm pe aia. Avem, iubit, acasă. Avem? Avem, exact așa, las că-ți arată, tati. Ți arată acasă. Bine? Asta nu știu cine e. Pentru înghețată. Foarte fain. Nu? Au, vezi că mă cași pe picioare. Lingură proporționare înghețată. Hai să mergem. Iar o apucată. Natalia, iarăși maimuță. Am dat lampă din aia cu clix, știi? De citit. Ah, știu ce zic. Știi? Da. Cum ne-o dat Manu. Da. Și nu este găsit. Aici. Nu este. Am căutat și nu este. Este, dar smart. Este? Din aia mică. Ioi, ce faină. Ioi, ce faină. Ioi. Ce-am lovit ăși pe Natalia. Noi avem elefant. Noi avem elefant, dar și ăsta e frumos. Că l-aș țica pe bot.
Chiar că e faină să ai. Hai, mami, să vezi ce pisicuță mare. Pe bărbosul ăsta zic. Uite, Natalia! Papagalul! Îmi place ăla. Mi-e frică de... 4 milioane... Așa scum? Noi cât am dat pe ăla în 100 de lei sau ce? 2 milioane și ceva. Da? Da. Ah. N-am avut ce să facem cu banii. 2 milioane și ceva am dat. Wow, ce fain! Ce îți place? Foarte frumos. Planete. 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 Asta nu-mi place. Asta e frumos cu planetele. Aici, trebuie să deschid. Tot ce e asta fain? Ce asta? Nici asta nu-mi place. Oh, nu mai este. Ok, ai grijă. Asta e fain. Da. Asta e fain. Leu. Frumos, a? E frumos. Crede-mă că l-aș lua, numai... Unde să-l pun? Unde să-l mai pun? Da, că avem un elefant. Că n-am unde să-l mai pun, dar e frumos. Te-ai mers așa, faine. Mai e să-l iau? Ăla nu prea-mi place. Numai bordul este greșit. Da, ăla da, ăla e frumos, ăla de acolo. Aici în Grecia. Ioi, foto. Nu lasă că îl punem pe Ciuciu pe... invers. Punem pe pisicuța noastră Pepi pe Ciuciu și facem poză. Punem pe Pepi pe ăsta Ciuciu și facem poză și stai frumos. No, hai să mergem acasă. Hai. Hai. Să pui așa pozele. A, să pun poze cu noi. Da. E fain, e fain. Cât e asta? 54 de lei. Angie, asta e mai fain. Aici, da, știi ce se întâmplă cu asta? Pentru că plasticul ăla nu-i de calitate, în timp să sfarmă. Se sfarmă. Natalia? Eu am avut de asta. Ce faci? De ce faci așa? Mai bine de lemn. Are cât o fost. Avem mami cu florile. Iar ți-ai găsit buren de plastic. Acolo pe geam, între flori. Nu-i faină. Asta e faină. Mare, cu 3 milioane jumate. Nu știu cât e, că n-are preț. Habar n-am. Uite aici ai mami, cred. Îi 35 de lei. Hai că ne-am plimbat destul. Angie, hai dă-mi cardul să-mi duc la casă, că nu mai am chef. Dar trebuie să-mi iau cum? Sau? 3 milioane jumate? Nu dăm caldo. Că mă așteaptă doamna. Hai cu mine. Da! Aici vin! Ce? Să-l bați pe tati cu el. Ce faci cu asta? Uite, Angie, că nu-l ascult, nu ascultă tati. Îi dai o paletă.
Am dus mai ia tati ouăle de frigider. Ce vrei să faci cu el? Când ai șuncă, când ai salam, când ai tăiței, cred că nu. Tăiței n-ai cum pe ăsta. Și... nu, ce să știu să zic? Dar pentru ce scrie că e... Uite aici scrie. Tocător. Pentru? Nu știu, nu scrie. Tocător. 65 de lei. Mie nu mi-l place. E prea îngust și lung. Nu prea îi văd trebuința. Întrebuințarea. Nu e așa practic. Ei. Mă, fă ce vrei, eu mă duc la casă. Nu vă uitați aici? Da. Ok. Ok. Nu. Eu am crezut că fac poză, dar am filmat. Dar am făcut și poză, trebuie că e bine. Mere. Da. Unde merem acum? Păi trebuie să merg la depozit, să ridicăm. Da. Dar cred că m-am virat și la metro. S-ar putea să fie acolo capac. Ce caut. Ok, no, hai că mă duc să ridic dulapul lui Anci, ce am luat. Vin să te ajut, să nu e așa greu. Ok, mergem și la metro. Am vrut să văd dacă ți amintești. Da. Mergem și la metro să vedem, să găsim, eu pentru mine să găsesc un capac. Mami să se uite la oale și așa mai departe. Ne plimbăm astăzi, avem timp. Ia, ce bine că nu e așa cald ca afară. Și ce ești cu oale de pe acum? Zici că ești ciupercă. Angi, zici că e ciupercă din Mario. Ciupercă din Mario. Ce e, iubita? Nu mai fa așa ca animalele. Că te duc la grădina zoologică. Te pun lângă maimuță în cușcă. Ai, numai când îl aud ce vorbește. Și astea cât sunt? 34, 36. Toate? Nu știu, văd acolo 36. Set 3 cutii, da. Da, e la set. Și 36? Da, 36. Stai că eu am treabă. Nu, dar stai e... Stai că spun ceva. E plastic subțire, da. Dacă... ce preț? Ai scris patrie cu o țiții. De unde? Pentru țiții, da. Hai da. Hai să vedem. Uite, dacă... Da. O, dar astea sunt cute. Da, toată lumea vrea cu mine. Imediat. Pregul 16 lei. Trebuie să vedem ăsta la noi mai bun, Duracell. 16 lei. Wow. Preț colet 60 de bucăți. Ah. Preț colet 33. Dar ce? Două ne trebuie. Ai două. Dar e prea mult. Mai gâde la pe spate cu geanta. Astea sunt subțire, subțirele, da. Uite, dar de ce nu e din ele de la Aro? Uite. Și Natalia. Da, ok, și ne trebuie și din alea mici. Că nu mai avem din astea micuțe. Știi? Ok. Da, mare bun lucru. Hai da. Hai da, am dat cât e? 10 lei. Asta mare și 10 lei asta mică. Ok, foarte bine. Ce zici? Mă vezi nu să zic. Le aduci înapoi. Să mai le aduci. Nu, astea dacă le iei, nu le mai aduci înapoi. Da. Deci la Alisa e pifnița plină de din astea. Deci eu de trebuie noi să pun roșiile în ceva. Ce roșii? Să le duc. Uite aici ce. Nu-i bai. Lasă că găsăm noi până atunci. În ce să punem. Ar fi mai vindicat într-o găletuță decât în astea. Fiindcă îi
foarte slab plasticul. Ca și când... Nu știu ce să mai zic. Foarte slabă calitate. Mă duc să caut capac. Astea nu sunt... Astea 50. 60. 59, 50. Astea, da. E mai bun. E mai bun. Față de asta. Asta e praf. Și ies mai bine poate față de dacă iau găleate. Las că ne vorbim, ok? Că mai ai să până plecăm. Păi mi-întreb asta, chiar întreb. Aici e metro. Nu pleacă până atunci. Că poate găsesc ceva mai bun calitativ. Capacele, unde-s Natalia? N-ai văzut? Da. Da, nu-i ca noastră. Și tarnic, nici n-am auzit, 124. Și am dat 100 pe VMF. Da. Asta, uite, face și rece și cald, Știi? Păi avem acum. Da. Mamă, cutia asta. Ce fain e asta, Angie. Asta mă place. Poate miroasă, Natalia! Fui! 4200! Mirosa a... așa, înțepător! Măi, pun un pic pe pauză până găsesc și vă arăt. Așa, am găsit capac, 28 cm cu 15 lei, pentru bunica lui Angie și am mai găsit aici, uitați, de la Tefal, asta cum are mama, vedeți, cu 100 de lei, nu, e 100 de lei, 112 lei. Și aici ce mai este? Astea sunt de la Aron, nu sunt de la Tefal. Care ți-ai găsit, mami, că-ți place? Care îți place, mami? Lasă-mă. A, să văd. Da. Ce, de aici, de la Tefal? Nu. De la care? Uite, asta e mea, de mămăligă. Da, ta de mămăligă, da. De care ai zis? De clătite vreau. Păi avem o casă de clătite. Da, nu acum. Nu, no, bine. Hai să ne uităm aici. Ia să văd, nu-i de calitate bună, no, astea. Nu cred. Știți cum au fost acolo la Jackson? Se printat. E subțiri, așa e? Da. Da, azi de n-aia subțiri. Parcă asta e mai calitate. Nu știu de ce îmi plac mie astea. Că îți amintește de vremurile de Ceaușescu, da. De tinerețea ta. Atunci nu mai am. Nici atâta nu știi, mami. Pe atunci erau de inox? Da. Ha? Mai era. Mai rar, ha? Cât e asta? 15. Asta nu e greu. Și... Noi n-am luat un căruț, nu m-am dat seama că n-am intrat. Ai zis că vrei oale din alea mari. Unde vezi? Uite aici sunt oale mari. Unde? Dar nu trebuie de naștere, nu. Uite de care. Angie, n-am luat căruț. Dar ce e?
La cine trebuie căruți? Dacă vrem să luăm apă, un exemplu, pentru mami. Eu își lua un semana. Ce faci asta? Uite, uite ce rău e. Ce faci? Te duc la grădina zoologică? Feri. Aha, asta e pentru... Crișan Mărioara este așteptată la casa de marcat. Crișan Mărioara la casa pentru de marcat, vase. Vă rog. Pentru vase. Cu 73 de lei. Ce v-ați găsit? Ăsta e la ce mi place. Ce fain. Ăsta e la ce îmi place mie. Ok. Hai, Natalia. Le aranjează. Da, mai înainte am văzut ce fain aranjat. Să cade toate pe jos. Lenor. Ce faci, Natalia? Mângâi sticla. Ah, faci spațiu între ele? Am înțeles. Lipsă de ocupație, ți-o pătate. Acum suntem pe drumul către casă, 10 minute ajungem. Și am zis să facem aici un final. Că o să trebuiască să descărcăm asta și avem după aia de montat. Și am zis că să fac acum un final la video. Am reușit să iau capac, mami și-o luat lingurițe, Angie și-o luat dulap. Eu m-am luat suc brigat. Suc brigat de kiwi. Doar la Metro se găsește de cumpărat. Îmi place foarte mult kiwi. Mă amintește de copilărie. Când făcea tati suc din esență de kiwi. Aveam aparat de buteliat acasă și făcea cum trebuie un suc foarte bun. Și... Mami, tu ce ți-ai luat? Eu m-am lingurițe. Luat lingurițele și furculițe. A, și ăla de ceapă? Și ăla de ceapă. Nu vi le mai prezentăm acum. Cred că nu o să-i placă la fanii mei. Ce? Că am cumpărat ăla de ceapă. Că le place cum tai eu așa de mână. Ia, da, e adevărat. Și ți-am spus. Crede-mă că mulți au zis că s-au rabunat la tine că au văzut că tai ceapă în mână. Că faci cum făcea bunica lor sau așa. Înțelegi? Da. Nu ai făcut bine că ai luat ăla. Da, păi lasă că... Mai vedem noi. Nu bine, nu, dacă tu zici. Eu îți spun ce m-a zis lumea. Multă lume a zis că le amintești de bunica, de mamă, de străbunica și așa. Foarte fain. Am făcut asta o foame. Vă lăsăm și vă facem un video, alt video acasă când mântăm asta. Ok. La revedere. Pace. Încălzește-mi inima.
ești cel pe care îl aștept. Vino tu în timpuri grele, ia povero ce durere. Lumina ta transformă noaptea în zi.
tale